Așa, așa stricăm ochii. Uite, ha? Stai să întreb pe cineva. Produse interesante, cum vi se par? Păi sincer să fiu, abia am venit. Dar cum vi se par? Că văd că v-au făcut cu ochiul de ați venit. Da, da, interesante. Mai ales coșulețele astea, chiar foarte interesante. Acum vreau să știu și eu. Procedura cum s-au făcut? Da, aha. Da. Sunt imprimate 3D. Ah. Arată bine, interesant, nu? Interesante, interesante. Doamne ajută să se vândă. Ok. Asta okay. E. De unde sunteți? Eu de aici, din Comuna Părgănești. Ah, Comuna Părgănești, am înțeles. Da. Ați venit aici să... Eu aici locuiesc. Am înțeles, stau am în înțeles. Chirie. Ok. Atunci vă lăsăm să faceți cumpărături. Da, Doamne ajută, le iau pe toate, dacă pot. Bine, da, mulțumim. Frumoase. Gata, sănătate. Nu mai fac. Liceul tehnologic de aici, din Târgu Ocna. Ia bine. Fundația Tertezom, care este cea mai mare fundație elvețiană, care lucrează în domeniul, activează în domeniul de protecției drepturilor copiilor, împreună cu Fundația Orange România, au finanțat un laborator în care au adus echipamente 3D, imprimante 3D, mașini de brodat și alte echipamente pe care le-au și solicitat aici copiii împreună cu profesorii și unde copiii din liceu, dar și din afara liceului, pot să învețe să lucreze cu ele. Și tot ce vedeți pe mese a fost produs de copii, da, de adolescenți împreună cu cadrele didactice în laborator. Și uite, se pot fabrica de la magneți de frigider, ăștia sunt magneți de frigider, da? Până la, uite, avem cercei. Sunt personaje din desene animate, foarte cunoscute, doar că a fost plin de copii de azi dimineață și atunci am rămas, din fericire, fără ele. Ei ne-au povestit de unde sunt. Avem brelocuri personalizate, da? În principiu, toate obiectele pot fi personalizate după cum visează copiii, după cum doresc copiii. Asta este partea bună. Dacă vreau bine locul numele ei... Sigur, sigur că da. Rămâneți vreo 15 minute cu noi și... putea printa un preloc cu numele dumneavoastră. Alin, bună! În ce clasă ziceai că ești? A 10-a. Și cum ai ajuns să faci treaba asta, să înveți să lucrezi pe imprimanta asta? Mi-a plăcut. Da. Și sunt ușor. Am fost interesat. Așa. Îmi place tehnologia și vreau să descoper cât mai mult despre ea. Cum crezi că o să te ajute, de fapt, după ce termini liceul, toată minunăția asta? Încă e ceva nou. Nu mulți știu ca să fac aceste lucruri. Cred că sunt doar niște jucării care, vai, poți să printezi niște obiecte care nu le ajută cu nimic. Dar, de fapt, poți să printezi medicină, să faci, nu știu cum să spun, mai multe obiecte care ai nevoie de ele de zi cu zi. Care este obiectul care ți-a plăcut ție cel mai mult, pe care l-ai printat și ți s-a părut și util și care ți-a plăcut foarte mult? Să spun așa, o brățară. O brățară. Avea ceva însemnătate pentru tine? Ce anume, dacă vrei să ne spui? Două inițiale. Am înțeles. Tu și prietena ta să înțeleg, da? Ok, mulțumim frumos. V-am văzut mai devreme că v-au plăcut foarte, foarte mult produsele de aici și aș vrea să-mi spuneți, să-mi povestiți cum știți voi că s-au făcut aceste produse. Andrei, prin imprimanta 3D. Exact, și care produs te-a plăcut cel mai mult? Am acasă o vulpe cu 9 cozi. O vulpe cu 9 cozi, nu? Și din ce desen animat este vulpea cu 9 cozi? Naruto. Din Naruto, e un personaj cunoscut de voi? Da, de toți. De toți? Și da. Toți? Da, de toți. Da? Și dacă ar fi să mai facem alte produse, ce v-ar plăcea să mai facem? Ce personaje? Ia zi. Ursul din Winnie de Pluș. Ursul din Winnie de Pluș? Da. Ok. Naruto original. Ok. Vrei să ne spui, vreți să mă apropiați un pic și să-mi spuneți ce mai vedeți aici? Că eu nu le știu chiar pe toate și știu că voi știți mai bine. Știu pe acesta. Așa, ce este acesta? E Mortis dintr-un joc cunoscut de noi. Așa. Și a fost... o dată. Foarte. Star Wars. E din Star Wars? Da. Am înțeles. Și cum se numește personajul? Nu știu, dar m-am uitat. Ok. Și ce personaj mai recunoașteți voi? Eu mai știu. Ying și Yang. Ying și Yang, da? Da. Ok. Ha, cine vrea să ne Stema de la BMW. Ok. Ce mai știu? Ia, ce? Mickey Mouse. Yeah. Mickey Mouse, exact. Exact. Stema de la Tesla. Dar ce este Tesla? O mașină.
foarte populară. Așa, de ce e populară? Pentru că e electrică. Am înțeles. Da, și merge foarte mult. Și Supra. Ce este Supra? E tot o mașină, doar că e foarte cunoscută din... Dar de ce e așa de cunoscută? Fiindcă a fost creată, nu mai știu, când a fost. Dar pentru ce? Adică de ce a devenit așa cunoscută? Fiindcă pentru copii a fost o... Face ceva special mașina aia? Da. Ce anume? Are multe chestii interesante la chestii, ea. Am înțeles. Și extrem de rapidă. Este extrem de rapidă? Da. Am înțeles. Alte personaje pe care le-ați recunoscut? Eu. Acest leu. Ce e cu leul ăsta? Lopata asta e din Minecraft. Din Minecraft, și ok. Din Minecraft? Da. Okay. Minecraft este un joc cunoscut. Așa, și leul ăsta de unde este? Un leu. Nu este un personaj neapărat. Mercedes. Așa, altceva, ce personaje mai vedeți pe masă? Eu mai știu unul. Așa, iată. BMW. Am zis-o. Știm toți mărcile cunoscute de masă. Acest pește. De unde? Ce e? Cine este el? Pește. Ah, ok, am crezut că e... Ok, mulțumesc frumos. Și un desfăcător de capace. Deci putem să facem cam orice, nu? Știu eu. Semnul păcii. Semnul păcii, nu? Da. Deci putem să facem cam orice cu imprimantele astea 3D, nu? Da, uite, avem și un suport de șervețel. Eu din asta am și din asta. Și încă unul. Am înțeles. Ok, mulțumesc tare mult. Și încă un suport de șervețel. Ia să vedem. Uite, un joc Hello Neighbor. De unde este? Hello Neighbor. Am înțeles. Tergoc n-a văzut de sus. Sigur că da. Așa. Mulțumim frumos. La revedere. Mulțumesc. Vă place? Ce părere aveți despre produsele care sunt expuse? Sunt toate frumoase. Da? V-ați cumpărat? Nu. Sau deocamdată v-ați uitat? Nu am cumpărat. Am înțeles. Vi se pare interesante? Sunt făcute de tine. Frumos. Cu imprimare 3D. Nu avem bani să cumpărăm. Am înțeles. De unde sunteți? De aici, din târg. Din târg. Și ați ieșit la plimbare acum? Da, cu fata. Foarte bine. Păi ce să ziceți? Ce să le zicem tinerilor care au pregătit? Da, multă sănătate. Multă sănătate. Și spor să le iei aici bine. Da, să le meargă bine. Suntem la Târgu Ocna, un târg inedit de produse tipărite 3D, produse interesante, provocatoare, produse care atrag tinerii și văd că foarte mulți curioși. Da, e un târg care atrage multă lume și își propune să facă cunoscut acest hub tehnologic din liceul tehnologic din Târgu Ocna, unde învățăm copiii, este educație digitală pentru tineri și e o bucurie pentru ei să producă și să vândă ceea ce ideile lor au devenit realitate și ele în acest moment pot fi vândute și comunitatea le cunoaște și sperăm să facem și contracte cu antreprenorii locali, ceea ce va asigura sustenabilitatea acestui proiect. Un proiect interesant, cum de-a fost ales acest liceu și cum au reacționat copiii, tinerii, elevii la început? La început au fost cursați profesorii și ei mai departe au dus cunoașterea către elevi, au venit și elevi din Onești, au fost receptivi. Și vor fi și mai receptivi după acest târg, pentru că, iată, Alin și Bianca și Mihaela au venit aici și vând produse și eu zic că succesul acestui târg va crea în rândul elevilor, îi va stimula, îi va motiva. Cât de greu sau cât de inaccesibil a fost tehnologia și cum o percep acum? Pentru că e o tehnologie, totuși, nouă. Nu e greu, spune tu, Bianca. Deci la început poate a părut mai dificil, dar odată ce au prins felul în care faci proiectul și apoi îl pui pe un card de date și printerul face ceea ce tu ți-ai imaginat, ce ai visat, ce ți-ai imaginat, deci iată, e un stimul și nu e dificil. Un proiect interesant, cum îi va pregăti, să zicem, acesta? Pentru că, totuși, oferă un imbold, un impuls, să zicem, să viseze cu ochii deschiși.
Da, să-i facă mai angajabil pe piața muncii, deci digitalizarea este absolut esențială, e asemenea scrisului și cititului în ziua de astăzi. Vor fi și cursuri de consiliere vocațională, care vor începe din septembrie. Am inclus și tineri niți și persoane șomeri din cursurile de a doua șansă și tineri de la centru educativ, adică încercăm să acoperim o gamă mai largă de oameni și ne adresăm Târgu Ocnei și localităților adiacente.